limita de 3 la 1000 de locuitori, ar trebui Comitetul Municipiului București să decidă, da, să decidă această suspendare temporară a cursurilor pentru 14 zile. Dumneavoastră ați descoperit numai departe de săptămâna trecută peste 8000 de tablete care au fost ținute în depozitul inspectoratului timp de 2 săptămâni. Au fost livrate elevilor? Sunt școlile din București pregătite acum pentru școala online? Aceste tablete, așa cum ați spus și dumneavoastră, au fost în depozitul inspectoratului școlar. Nu înțeleg de ce s-a ajuns la această situație, de ce a trebuit să vin eu să deblochez situația, dar la momentul acesta pot să vă spun că, într-adevăr, au fost distribuite către unitățile de învățământ. Deci fiecare inspector școlar de la fiecare sector mi-a spus în această dimineață că au fost distribuite către unitățile de învățământ. Prin urmare, doresc să am această videoconferință cu directorii pentru a mă asigura că au ajuns și la copii. Ceea ce pot să vă spun este că în sectorul 2 și în sectorul 4 am certitudinea că au ajuns și la copii. Dacă se va anunța azi închiderea școlilor de mâine în București, ele vor rămâne închise timp de 14 zile până când vom scădea de acest prag critic. La ciclul primar însă va fi o săptămână doar de școală online, nu? Da, în vacanță? Da, după cum se știe din structura anului școlar, săptămâna viitoare, oricum pentru învățământul preșcolar și învățământul primar, era o săptămână de vacanță. Deci, pentru săptămâna aceasta s-ar desfășura cursurile în sistem online. Deci nu și săptămâna viitoare pentru învățământul preșcolar, repet, și învățământul primar. Cum să se organizeze părinții? Se vor închide toate școlile de stat private, dar și programele after school? Toate unitățile de învățământ vor avea activitățile didactice față în față suspendate. Așa și de stat și particular. Pentru acest scenariu roșu. Dar această decizie, aș vrea să o spun foarte clar pentru toată lumea, această decizie este la Comitetul Municipiului București pentru situații de urgență. În absența hotărârii Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență, unitățile de învățământ funcționează în scenariul 2, hibrid, așa cum au funcționat și până acum. Iar în ceea ce privește planul de măsuri, aș dori să o las pe doamna inspector școlar general adjunct să vă povestească despre modul în care... Vă răspund că nu plec, vă răspund la întrebări, dar să vă spună și doamna inspector general care este planul de măsuri. Bună! O să aveți o discuție, doamna ministru, cu toți directorii unităților de învățământ. Dacă veți descoperi că mai sunt școli unde nu au ajuns tablete, pentru că au mai venit semnale din partea părinților, care ne spuneau că sunt cel puțin în sectorul 5 școli fără tablete, veți lua aceste măsuri ca de mâine toți elevii să aibă această posibilitate să învețe online? Să nu uităm un lucru. Aceste tablete pe care Ministerul Educației le-a transmis către Inspectoratul Școlar sunt tabletele din programul Școala de Acasă, program realizat de Ministerul Educației pentru susținerea copiilor din mediile defavorizate. Deci am atribuit aceste tablete acelor copii care nu au niciun echipament electronic pentru a desfășura activitatea în sistem online. Acest recensământ pentru copiii din mediile defavorizate l-a realizat școala, inspectoratul școlar și l-a transmis, recensământul respectiv, l-a transmis Ministerului Educației încă din aprilie, când am dat acel ordin de ministru prin care am stabilit programul Școala de Acasă. Vorbim despre 8057 de tablete pe care le-am distribuit către inspectoratul școlar al municipiului București. Și ultima întrebare. Spunea domnul prefect că nu comitetul se ocupă de închiderea școlilor. Până la urmă, cui aparține această decizie de a închide școlile, iar cursurile să se desfășoare exclusiv online?
mai spun încă o dată ceea ce este prevăzut în hotărârea de guvern și în ordinul comun al Ministrului Educației cu Ministrul Sănătății. În mod clar, la nivel local, că de aceea vorbim despre descentralizarea deciziei, da? Deci pentru suspendarea cursurilor la nivel local, Comitetul Județean sau Comitetul Municipiului București pentru situații de urgență decide, prin emiterea unei hotărâri, suspendarea pentru 14 zile a activităților didactice față în față. Atunci când se ia o decizie la nivel național, Comitetul Național pentru Situații de Urgență emite o hotărâre și în baza acelei hotărâri, Ministerul Educației emite ordinul de suspendare a cursurilor. Deja știți foarte bine că am emis un astfel de ordin atunci când am primit hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență și am suspendat cursurile pentru 3 zile în perioada alegerilor. Deci, atunci când este vorba despre o decizie locală, comitetele județene iau decizii. Când este vorba despre o decizie națională, Ministerul Educației emite ordinul pe baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Doamne ministru, privind toate semnalele... demiterea inspectorului general, ce se întâmplă în continuare? La momentul acesta, domnul inspector școlar general se află în concediu medical. Prin urmare, a preluat atribuțiile de inspector școlar general doamna Liliana Toderiuc, atâta timp cât dumnealui se află în concediu medical. Doamne ministru, cât de posibil vi se pare, cât de fezabil vi se pare scenariul în care absolut toți elevii din București acces la școala online, asta având în vedere toate mesajele venite atât pe de o parte de la profesori, cât și de la elevi sau părinți în ultima perioadă. Tocmai de aceea v-am spus că îmi doresc să am o comunicare directă cu directorii unităților de învățământ pentru a ști realitatea în mod clar cum se desfășoară activitatea didactică în sistem online. Mă bazez pe colegii mei inspectori școlari că în această perioadă vor efectua și activități de susținere a colegilor profesori din unitățile de învățământ. O susținere nu numai din punct de vedere profesional, ci și din punct de vedere material. Autoritate poate pentru toți părinții în ceea ce privește educația și vreau să vă întreb ce le-ați transmite, pentru că suntem într-o zi în care indicele este de peste 3, ce le-ați transmite copiilor și părinților care s-ar putea îmbolnăvi astăzi la școală, pentru că nimeni nu a ieșit astăzi cu o decizie și nimeni nu a făcut o recomandare, de exemplu, ca părinții să-și țină copiii acasă. Cum să se organizeze pentru mine? La momentul acesta aș recomanda tuturor cetățenilor municipiului București, nu numai părinților sau elevilor, să respecte normele de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor. Să purtăm cu toții mască, să păstrăm distanța și în același timp să respectăm ceea ce autoritățile în aceste momente ne transmit. Ce vor putea face părinții? Dacă de mâine începe acest scenariu roșu, vor putea rămâne acasă cu copiii? În ședința de guvern s-a discutat o ordonanță de urgență prin care părinții au posibilitatea de a sta acasă și primesc 75% din salariu atunci când sunt suspendate cursurile. Okay, doamne ministru, mai este și schimbul 2 astăzi. Le-ați recomandat părinților să-și țină copiii acasă? Eu nu pot să fac o astfel de recomandare. O astfel de recomandare ar putea să facă Direcția de Sănătate Publică. Eu nu sunt epidemiolog ca să mă pot exprima pe acest aspect. Doamna inspector general, vă rog. Bună dimineața! În primul rând, măsurile pe care Inspectoratul Școlar al Municipiului București, împreună cu Direcția de Sănătate Publică, le va propune astăzi în ședința Comitetului pentru Situații de Urgență, care va avea loc la prefectură, au în vedere
pe primul loc sănătatea, dar pot să vă garantez că față de luna martie, când a început această pandemie și am fost nevoiți să intrăm cu școala pe suspendarea cursurilor și învățarea online, de data aceasta suntem mult mai pregătiți. Colegii noștri din unitățile de învățământ vor asigura continuarea învățării în fiecare școală, pentru fiecare copil, pentru fiecare nivel de învățământ, astfel încât... Spuneți că sunteți mult mai pregătiți decât în martie, însă nu mai departe de săptămâna trecută am văzut cum au zăcut în cutii sigilate multe tablete, iar elevii erau acasă și nu puteau participa la școala online. Tabletele au fost toate distribuite către unitățile de învățământ, au ajuns la elevi. Astăzi voi face o verificare că, într-adevăr, fiecare elev care avea dreptul să primească acea tabletă din cele 8057 de tablete a și primit-o. Și, în același timp, pot să vă asigur că toți elevii pentru care s-au făcut solicitări de achiziții de tablete prin programul Ministerului Educației și Cercetării în luna aprilie, pentru toți au sosit tabletele și pentru toți am făcut această livrare săptămâna trecută. Mai avem două proiecte pe care vom achiziționa și ne vom preocupa ca nevoile care au sosit ulterior după luna aprilie să fie acoperite în cel mai scurt timp posibil, pentru că știți că trebuie să respectăm și o procedură de achiziții. Ele au fost demarate. Vorbim pe de o parte de hotărârea de guvern 756, prin care avem posibilitatea și avem bani să achiziționăm echipamente și echipamente tehnologice pe lângă echipamentele medicale. Și mai vorbim și de OUG 144, de asemenea, prin care vom putea să achiziționăm echipamente tehnologice pentru unitățile de învățământ, pentru copii, pentru cadrele didactice. Vreau să... cu profesorii care nu vor să sunt foarte mulți. Asta urma să vă spun. Vreau să-i asigur pe părinți și pe colegii mei că în inspectoratul școlar au un sprijin. Da, așadar, Monica Anisie, ministrul educației, a avut o întâlnire